Aventurându-se în afacere de familie în vara anului trecut, Iurie Cibotaru din satul Brăviceni, raionul Orhei, astăzi consideră că creșterea iepurilor aduce profit și nu a dat greș atunci când a pornit pe această cale. Am pornit o afacere anul trecut în luna august. Cu ajutorul Polonii mi-au dat un leac de ajutor și am pornit afacerea. Încet, încet am ajuns eu 50 de proace care spornesc. Primii pui care să iau. Și peste două luni am mai luat încă 70. Acum la moment am 120 de mame care fac puietul. Capte la crescare am 1000. Sunt bucuros, merge afacerea foarte bine. Deși mai are și serviciu, el zilnic trece pe la fermă, dar în ajutor îi vin și membrii familiei. Mi-au dat ajutor din satul Brăviceni, că dacă nu era primarul, nu prea putem să facem nimic în sat. Dar datorită lui am pornit și lângă dânsul și cu ajutorul Poloniei au fost ajutoarele. Copiii sunt în vacanță, vin și mă ajută dimineața. Am un lucrător care el permanent zi are când. Și la momentul dat este totul ok, da. La Brăviceni, mai mulți localnici și-au inițiat afaceri cu sprijinul financiar al guvernului Poloniei. Este vorba de creșterea iepurilor, prepelițelor, bovinelor. De asemenea, au fost realizate și proiecte de îmbunătățire a infrastructurii sociale a satului. Mihai Obreja, Ion Alexeev, de la Brăviceni pentru Elita TV.